Alec! 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 Jos comunismul. Joc pe calculator de strategie și RPG. Scenariu de e-master. Interpretează Vladimanov. Primul pas e să-ți alegi avatarul. Dar mai înainte de asta te înregistrezi online. Se joacă în rețea. În felul ăsta știe și finanțatorul câți copii accesează site-ul și își face și el o statistică. Finanțatorul e Ministerul Educației. Deci, îți alegi avatarul. Aici lucrurile sunt deocamdată simple. Fată sau băiat, părul maro, haine unisex, gri. Îți găsești un nume, deși finanțatorul ar prefera să fie numele real, dar e greu de verificat la început n-ai arme. Fac o paranteză să spun că trebuie să ai peste 14 ani, dar e mai mult pe propria răspundere. Programul te întreabă, ai împlinit 14 ani? Și eu n-am cunoscut încă vreun băiat de 10 ani care să zică nu. Deci, se merge pe încredere și pe controlul parental. Nuditate zero, violență moderată. Toate textele și dialogurile au fost avizate de Ministerul Educației. Nu poți să joci pe calculatorul lui tataie. Noi ne-am străduit să ținem necesitățile de sistem la minimum, dar tot îți trebuie un Intel Core civilizat, să ai măcar 2 GB de RAM și 10 GB liberi, un Windows XP, placă de sunet, etc. Hai să o luăm altfel. Dacă suportă pe el Sims 4 sau PUBG, suportă și asta. Începem. Întâi ai un intro. Normal. Și nu exagerez când spun că ne-a ieșit bestial. Am lucrat la el toată echipa vreo șase luni. E și intro și tutorial înveți cum se joacă și funcționează și ca trailer, fiindcă e absolut perfect. Deci, ai ecranul negru, nu vezi nimic vreo șapte secunde, dar începi să auzi ceva și e încă vag. Pe fondul negru apare întâi Ministerul Educației și Cercetării prin programul nu știu ce, scris cu alb, literele tremură puțin și dispar. Tot negru. Pe urmă, sonorul devine mai clar și o voce de bărbat, parcă latră. Îți dai seama că ține un discurs. E chiar Ceaușescu, în varianta inițială nu spunea decât dragi tovară și pretini, cum spunea el, dar în buclă, și sunetul se distorsiona de la o redare la alta, destul de creepy. Ministerul n-a fost de acord. Acum e o bucată mai lungă de discurs, un decupaj, bineînțeles, în care îi felicită pe oamenii muncii, ta-da, ta-da, și înaintarea spre comunism și... Bine, știu tot textul, dar nu vreau să-ți stric plăcerea. În timp ce Ceaușescu vorbește, încep să-l vezi. E la un fel de pupitru mai înalt și treptat vezi ce în jurul lui. Blocuri totul e pe griuri. Și pe urmă, între două blocuri, apare un punct mic și negru care înaintează, are ceva în mână. Flash, 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 când pe punct, când pe dictator. Efectul e incredibil și e și tutorial, că înțelegi cine pe cine atacă. Exact când zice Ceaușescu, înaintarea spre comunism, punctul devine om. E avatarul băiat și are în mână o pancartă cu care dă în cap. Za! E, eh, aici venea explozia de roșu, de sânge, dar ni s-a cerut ceva mai puțin explicit și acum e galben. Deci, za, pe galben și titlul jocului, jos comunismul, cu Arial Black. În fundal, sunt o mulțime de puncte care crezi că nu ești singur și ăsta e tutorialul pentru nivelul 1, la care nu ai nicio armă în afară de pancartă. Bun, a trecut intro-ul și îți apare meniul, în care sunt nivelurile și încep cu începutul. Nivelul 1, clasele a 9 -a și a 10 -a. Aici ai un text pe ecran, curge cam ca la războiul stelelor, ți se povestește cum a fost comunismul, între ce ani, că s-au distrus aia și aia, că era greu și poporul suferea de foame. Mă rog, la primul nivel, cum spuneam, nu ai arme. Te plimbi așa prin peisaj, blocuri, culori mohărâte și te așezi la cozi. Vezi o coadă, pac, te așezi. Abia pe urmă apare pe ecran ce se dă și ai punctajul în funcție de asta. Coada la pâine 100 de puncte, la stropitori 5 puncte și tot așa. Pierzi ceva vreme, dar trebuie neapărat să acumulezi ca să poți înainta. După ce ai strâns măcar 300 de puncte, durează cam 3-4 minute, începe distracția. Poți să dai next și apare un tip cu șapcă care zice că să mergi la meeting. Îți dă o pancartă. O ei intri într-o coloană. Toți scandează. Ceaușescu, pace! cu pa! Și se aude o muzică, un cor. E la Partidul Ceaușescu, România, varianta integrală. Te lași pe spate și aștepți să se termine. Dacă ți se pare mult că e două minute jumătate, nu e, fiindcă ai acolo esența comunismului. Ai poze cu dictatorul, cu oamenii, cu demolările, cu cozile, intercălate finuț așa, afli tot ce e de aflat. Am fi putut să băgăm toate astea în intro, dar ne lungeam și era păcat. Funcționează ca un crescendo natural. Adică ai stat la cozi, vezi cum e cu Ceaușescu, meeting, ești pregătit. Apoi, ți se deblochează mișcările și începi să te miști. Dacă nu ai mai jucat niciodată, aici poți să pierzi ceva timp până te prinzi să dai click și să afli 1. Ce poți să faci cu corpul tău 2. Care e traseul Dacă vrei să lupi singur, n-ai decât. Dar e mult mai avantajos să te duci la alt jucător din rețea, să întinzi mâna, click apare legătura prieteniei și arată ca o cătușă. Atunci punctele se pun la un loc și îți crește și energia. Ai un cursor acolo în stânga sus. Te miști mai greu, e adevărat, dar merită. Ca să o misiunea nivelului 1 e să mergi spre Ceaușescu și să lovești cu pancarta în cap. Pe măsură ce te apropii, apar securiștii și lovești și pe ei cu pancarta. Pierzi puncte dacă ți iei tu pe coajă, dar mai apar cozi pe parcurs și recuperezi. Dacă te coordonezi bine cu prietenul tău, loviturile se calculează dublu sincer nu prea e cum să pierzi. Teoretic poți, da, practic, dacă pleci de acasă și lași jocul deschis, el intră în standby și atunci nu te mai atacă nimeni. Nivelul 1 îl câștigă toată lumea. Nivelul 2 e gândit pentru elevii mai mari, clasele a 11 -a și a 12, -a, așa că ai mai mult text și animația mai sofisticată, iar ideea de prietenie se schimbă. Nu mai faci click. Mână pe mână, ci formezi grupuri de câți vrei, până la 10 jucători care nu sunt obligați să alerge împreună. Misiunea ta e să ocupi comitetul central, să-l prinzi pe Ceaușescu și să-l arestezi. Dacă ai destule puncte, îți cumperi arme, dar e ceva mai complicat. Nu mai există cozi, fiindcă nivelul 2 se referă chiar la zilele Revoluției: 21-22 decembrie 1989. Ai și aici o parte descriptivă la început, adică meeting-ul. Ești acolo, avatarul tău e acolo și Ceaușescu un balcon. Dragi tovară și prieteni, și până la celebru, alo, alo! cu poze reale și secvențe de film. Durează 1 minut și 45 secunde. În lateral ai și un text care, cum spuneam, nu e făcut de noi și se încheie cu Dar poporul nu a mai suportat. Cum acumulezi puncte? Distrugi pancarte, asculți Radio Europa Liberă, ai o iconiță dreapta sus sau ajuți un alt manifestant. Când ai strâns 300 de puncte, poți să-ți cuțit. La 500 pistol, la 1000 armă automată. Astea sunt variantele. Dacă e pană de curent, pierzi puncte. Dacă mănânci bătaie sau încasezi un glonț, pierzi energie. Spre deosebire de nivelul 1, poți să și mori. Bine, sunt multe detalii, dar nu are sens să vi le spun pe toate. Există, de fapt, trei etape, cu un fel de trecere între ele, pe măsură ce înaintezi pe hartă. Întâi ești la meeting, începe acolo bătaia, pe urmă pe străzi, e chestia cu punctele și în armarea, ajungi la comitetul central și, pac, intri, lupte pe scări, pe coridoare, pac, biroul în care e ascuns Ceaușescu și le păzi de securiști, lupta finală. E? Eh? Aici era cât pe ce să renunțăm la formarea de echipe, fiindcă poate fi frustrant. Cineva care luptă mizerabil primește brusc puncte din cauza grupului în care a intrat și invers. Prietenia e mult mai puțin avantajoasă decât la clasele 90. Vi se pare că e, dar în lupta finală îți dai seama că te trage înapoi și e prea târziu să renunți. Acum o să mă întrebați cum de poți să-l arestez pe Ceaușescu în Comitetul Central când el a fugit cu elicopterul la Târgoviște. Era prea complicat să respectăm adevărul istoric. Așa aveam de gând inițial să facem o urmărire de mașini cu arestare la final, dar se pierdea din miza jocului și n-am vrut asta. După atâtea împușcături, faptul că șofez pe contrasens nu mai e așa palpitant. Le-am explicat celor de la minister și au înțeles. Variantele de final sunt acum. Fie îl înhați pe Ceaușescu și ai un fel de explozie de confeti cu libertate și alte texte, plus un rezumat al poveștii reale cu tot cu târgoviște, fie îți capă și fugi cu elicopterul și chiar îți dă cu tifla pe geam. Ori poți să mori, se întâmplă și asta. Restartez. Durata totală circa 40 de minute. E un joc plin de acțiune în care nici nu-ți dai seama cât te înveți. Scopul tău este să distrugi comunismul. Ați ascultat Jos Comunismul Joc pe calculator de strategie și RPG Scenariu de Emastere. A interpretat Vlad Ivanov Redactor Oana Cristea Grigorescu Muzica originală Codrin Lazar Sound design Mihnea Chelaru Regie artistică Atila Vizauer Producția Teatrului Național Radiofonic Decembrie 2019